Pills are popped and my pupils swell up like two pennies. I'm Clint Eastwood in his mid-20s. A young ass man with a trash can strapped to the back of his ass at the rest can chew through his last pants. I'm like a mommy at night fighting with bright lightning, frightened with five little white Vicodin pills biting him. I'm like a fucking wasp in the hospital laws, stinging the fuck out of everything I come across in the halls. I light a candle in place that I want a candle. Grab a knife with a blade and stab you with a fucking handle. So when you find yourself wrapped up in a blind's hurt, just it's too late. Once you hung from the drapes, it's curtains, I'm an instigator. Pretty slug penetrator, degrading, creating murders to kill haters. Accused for rabid. Would you please stop the music? Thank you. This isn't the X Factor, isn't it? Phew! Good. Hello, I know you. It's an honor and a pleasure to be here. I'm an actor. It's supposed that I would know how to make you laugh, but I don't know, but I'll try. Okay. Okay. Now, what is red and smells like green paint? Red paint. I was wondering why the ball was getting bigger, then it hit me. How do you make holy water? Well, you boil the hell out of it. Do you want to know why I lost my job at bank on my very first day? Haideți că mă opresc, George. Scuze, nu, serios, mi-a dat un text, dar nu pot să mă țin de-l. Vă, vi se pare corect cum a procedat Constantin Brâncoveanu? Vi se pare de laudă că nu a renunțat la credința creștină? Nici când cei patru băieți ai lui au fost executați pe rând? Nu știți povestea? 15 august 1714 la Stambul. Asta vreau să zic, că mi-aminteam ceva, dar... Eu fusesem să-mi iau un sujuc. Sultanul Mehmed, împăratul roș, ți-a dat un test. Te lasă de legea creștinească, te dă în lege turcească. Creștin bun m-am născut eu, creștin bun a muri vreau. Și asta e bine, că de asta aminteai să vă întreb. E de laudă? Ce să-i admirăm, adică demnitatea, integritatea, încăpățânarea, adică? Constantine, zic la mine că-i omor! NECTF! Și ce ar trebui să spun acum când învăț asta la istorie? Uită-te, bă, la Constantin! Cum stă el drept în fața turcilor! Batman e mai tare ca Superman! Ba nu! Ba da! Ba nu! Isus, Islam! Isus, Islam! Matei ăla mic de 14 ani între timp, vă spun sincer că s-a dat bătut, a început să plângă. Uaa! Allah e cel mai tare! Allah e cel mai mare! Gata! Lăsați-mă să-mi trăiesc tinerețea! Matei, tași că nu știi ce faci! Uaa! Matei, te vede Domnul! Uaa! Matei, înțelege? Nu fi turc! Mă rog, vă dați seama că îi puneam mâna la gură în timpul ăsta? Nu știe ce spune, iartă, Doamne, că e mic și el nu știe ce zice. Hai, tași cu tata, taci și mori în legea ta, că tu cerui căpăta. Cerul? Adică cum? Să știți că am multe să vă spun pe tema asta, dar m-a sunat maică mea și vă spun sincer, evident preocupată că particip aici. Mă, Paul, poate nu te-a pus să vorbești de religie la televizor. Lasă, Paul, pe fiecare să creadă ce vrea. Mama, dar zic, mesajul meu e pozitiv. Paul, tu mai suna regizor să lucreze cu tine și după emisiune. Un iepuraș pe calea ferată. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Aseară la club am fost atât de beat încât când am traversat ringul să-mi iau ceva de băut, am câștigat un concurs de dans. Cum se alintă procurorii DNA? Închide-l tu. Închide-l tu. Închide-l tu. Uite, am o propunere de examen obligatoriu pentru a candida la orice funcție în România. Avem o bilă albă și o bilă neagră. Câte bile avem? Un preot catolic și un copil. Asta nu. Domnule, calul dumneavoastră fumează? Stai prost, știu. Nu termină glumele. Neterminatorul. Pilotul către copilot. Motorul stânga merge. Merge să trăiți. Motorul drept. Hai că stai și mai prost. Ai, mama, I'm sorry, mama, dar n-am ce să fac. Dați-mi și mie exemplu de o faptă bună pe care teoretic doar un creștin poate să o facă. Sau un credincios. Și un ateu nu. O faptă bună. Hai că nu e.
Ia gândiți-vă acum la o faptă rea pe care teoretic doar un credincios poate să o facă și un ateu nu. Extraordinar. Propovăduiesc gândirea critică. Extraordinar. Adică, cum adică? Dacă luăm un ac și îl băgăm în cap și alterăm 1% doar dintr-un creier, persoana în cauză încetează să mai recunoască obiecte, culori, ustensile. Iei un ac, îi alterezi 20% din creier și rămâne paralizat. Și totuși, unii cred că distrugând între creierul prin moarte, harcea-parcea, mergem într-un loc frumos, unde vorbim româna, ne recunoaște și bunica. Înțeleg de ce sunteți liniștiți, că nu putem să știm ce e după moarte. Sunt de acord. Dar întrebarea mea, e corect să ne imaginăm orice? Oameni buni, după Matei, după moarte va fi cel mai probabil ca înainte să ne naștem. Un timp fără frică, fără nevoi, fără regrete, fără orice fel de trăiri. Vom fi materie inconștientă, fără scop. Important e ca acum, cât trăim, să ne manifestăm dragostea, umorul. Hai că parcă văd că avea mama dreptate. Vasile își duce soacra la doctor. Doctore, tratează-o ca pe propria soacră. Bulă și Alinuța se... la ore. Haideți că asta să vă spun aici, doi copii numărabilă la televizor, n-are rost. Putem să punem niște muzică? Haide. Hai că mai bine pun niște muzică, că n-are rost. Asta. Neterminator, ai zis bine. N-a fost neterminatorul?